Bună, sunt Beatrice Osanu, redactorul șef al platformei Ce se întâmplă, doctore? Și astăzi suntem în vizită la medicul Mihaela Bilic, un prieten al brandului Ce se întâmplă, doctore? Și abordăm un subiect care, să spunem așa, a ținut în ghilimele paginile internetului în ultimele săptămâni. Mihaela a avut o intervenție în cadrul Marius Tucă Show, unde a vorbit despre substituția hormonală, a vorbit despre hormone, a vorbit despre perioada menopauzei, care în România rămâne o perioadă așa trecută sub tăcere, deși toate femeile se confruntă cu consecințele plăcute și mai puțin plăcute ale acestei situații. Dar să spunem că consecințele sunt mai mult neplăcute, pentru că observăm kilograme în plus, observăm lipsă de dispoziție, pierderea memoriei, observăm tulburări, anumite, nu știu, stări proaste cu care ne confruntăm, dar pentru care există soluții. Din păcate, în România, substituția hormonală este încă pusă sub semnul întrebării, lumea o consideră responsabilă sau factor de risc pentru apariția cancerului, lumea se ferește de hormoni, are tendința să apeleze la terapii naturiste, dar adevărul este unul, odată cu înaintarea în vârstă, nu mai avem la fel de mulți hormoni. Mihaela, contrazice-mă dacă nu am dreptate sau spunem care este adevărul din punctul tău de vedere, ca medic și ca femeie. Nu numai că am abordat un subiect extrem de delicat și de fierbinte în același timp, dar am făcut-o pe un ton, așa cum sunt eu, o persoană pasională, unul de supărare, deci chiar am fost necăjită, supărată, tocmai pentru că nu vorbim despre asta, iar apoi din punctul de vedere al medicilor, subiectul nu este tratat cu seriozitate. Adică pare a fi, vezi, Doamne, o chestiune pe care, iată, până și mamele noastre săracele, măcar pe vremea aia nu se discuta despre asta, au luat-o ca atare, adică, iată, vine o etapă în viața femeii când se termină producția de hormoni și asta e, adică suntem undeva în evul mediu, asta e, n-ai ce-i face, îți pui sacul în cap și te duci undeva la marginea societății, pentru că, haide să fim serioși, în momentul în care treci de 50 de ani ca femeie, asta este educația, asta este percepția societății, nu prea mai reprezinți interes nici pentru angajatori, nici pentru parteneri, deci ești cumva pe linie moartă. Ori lucrul ăsta este profund, cum să spun, pentru mine supărător. În primul rând pentru că acum menopauza sau premenopauza afectează fetele din ce în ce mai tinere. Dacă pe vremea poate mamei mele se vorbea după 50 de ani, acum vorbim deja după 40 de ani de tulburarea ciclului menstrual. Apoi este un lucru care, să nu uităm, suntem în secolul 21, dacă avem insulină pentru persoanele diabetice, acolo unde pancreasul lor a încetat să mai facă acest hormon, la fel și pentru partea de ovar, pentru partea de estrogeni, avem hormoni care, iată, dacă ovarele tale nu mai fac acești hormoni, îi putem lua dintr-o pilulă, dintr-o cremă, dintr-un plasture. Dar asta e un proces fiziologic. Practic nu mai producem hormoni în organism în mod fiziologic. Absolut. Odată cu înaintarea în vârstă. Da, numai că această înaintare în vârstă e relativă, asta spun. Adică dacă speranța de viață a urcat până la 80 de ani la femei, da, nu este normal ca, iată, jumătate din viața ta să accepți să o trăiești fără acești hormoni, care dacă ar fi doar vorba despre siluetă, aspectul tenului și tulburările de dispoziție, aș spune că ok, sunt lucruri mult prea, eu știu, superficiale ca să facem din asta prea mult tam-tam. Însă lucrurile sunt mai grave de atât. Nu e vorba despre neapărat câte kilograme ai și cum îți arată pielea și părul. Este vorba despre, în primul rând, despre osteoporoză, pentru că ăsta este, dacă vreți, avantajul și dezavantajul de a fi femeie. Hormonii estrogeni sunt responsabili de menținerea calciului în oase și hormonii estrogeni sunt acei hormoni care ne protejează de toate bolile cardiovasculare pe care, ăsta e adevărul, bărbații, neavând acești hormoni estrogeni, sunt expuși și au factori de risc. Deci tot ce înseamnă boli cardiovasculare și sindromul IS metabolic, adică diabet, obezitate, colesterol crescut în sânge și riscul de infarct sau de accident vascular cerebral, ele apar la bărbați după 40 de ani. Noi femeile, să spunem, suntem protejate pentru că avem acești minunați estrogeni. Pentru că îi avem. Pentru că îi avem. Și în momentul în care nu-i mai avem sau începe ovarul să dea semne că scade producția de estrogeni, este o chestiune, a spune, de igiena vieții, nici măcar de emancipare, să-i suplinești dintr-o pilulă. Multă lume, știi că era povestea, nu mai am ciclu menstrual, sunt fericit, am scăpat de o problemă în viață, dar de fapt dau de altele cumva. Dar stai un pic, că nu e vorba că ai scăpat de o problemă. Ceea ce nu realizezi, și asta din păcate când o realizezi e prea târziu, este că lipsa estrogenilor duce la o spectaculoasă degradare a oaselor, adică în termen de câțiva ani, oasele arată ca și cum ar fi mâncate de moli.
Și la capitolul ăsta ar trebui să întrebăm pe ortopezi, pentru că ei se confruntă cu, dacă vreți, efectele la distanță, culmea nu prea mare, de câțiva ani ale menopauzei, adică fracturile și tot ce înseamnă osteoporoza avansată și care nu pot fi în niciun fel remediate, nici chiar cu chirurgie, pentru că oasele acelea sunt fragilizate și efectiv sunt mâncate de mori. Și poate fi procesul cel mult stopat, nu este reversibil, asta în niciun caz. E adevărat, osteoporoza ne afectează, începem să pierdem masă osoasă după 30 de ani, însă este aberant să ne lăsăm oasele să fie efectiv distruse, transformate în cretă, pentru că, vezi, Doamne, noi am intrat la menopauză și nu avem ce să facem. Plus că menopauza, acum cum spuneai, este, de fapt, nu după 50 de ani, a scăzut foarte mult vârsta tulburărilor. La care apar aceste tulburări. Mult mai devreme, dovadă că și multe persoane nu mai pot avea copii pe cale naturală. Și pubertatea precoce este o problemă și duce la menopauza precoce. Și dacă tot vorbeam de un subiect sensibil și fierbinte în același timp, aș spune că nu este atât de mult vina femeilor, apropo de atitudine, ci mai degrabă a medicilor. Iar aici, la capitolul ăsta, nu pot să fiu nici binevoitoare, nici, nu știu cum să spun, moderată în discurs, pentru că dacă este un lucru care este 100%, cum să spun, datorat unei atitudini, aici este, da, vorba de atitudinea corpului medical. În momentul în care tu, odată, nu te interesează categoria de vârstă, nu mai zic 50+, zic 45+. În al doilea rând, în momentul în care tu, ca și medic, nu vrei să aprofundezi acest subiect, nu ești interesat să fii la curent cu toate studiile, cu toate produsele care au apărut, cu toate efectele, cu tratament, cu experiență și evaluare pe termen mare, în momentul în care nu ai paciente pe care apoi, de la care apoi să strângi date, cel mai simplu ar fi să taci din gură. Problema este în România că noi, iată, știm să ne dăm cu părerea despre orice. Tragedia este că în momentul în care nu știm un subiect, mai degrabă îl denigrăm și îl desfințăm decât să recunoaștem că nu ne pricepem și că nu știm despre asta. Și atunci, de aici și ideea că acești hormoni fac mai rău decât bine. Absolut. Și că cresc riscul de cancer. Deci în momentul cancer, în care doctorul ginecolog sau endocrinolog este absolut, cum să vă spun, paralel cu acest subiect, da? Și mai mult, împotriva lui, pentru că reprezintă din partea lui o bătaie suplimentară de cap, acolo unde are suficient de multe paciente care au nevoie de fertilizare in vitro sau de substitut sau de tratament hormonal pentru probleme de tot ce înseamnă, eu știu, a rămâne gravidă și a face copii, atunci ei, dacă vreți, sperie între ghilimele cu o vorbă extrem de grea și îți scot din cap posibilitatea de a apela la aceste soluții, pentru că siguranța și, dacă vreți, extremismul lor îți închid complet orice idee și orice întrebare despre subiect. Tragedia mi se pare că în momentul în care cu aceeași ușurință femeile iau pilula contraceptivă pentru a nu rămâne însărcinată, aceeași pilulă cu aceiași hormoni. Adică în momentul în care la 20 de ani tu te duci în farmacie și îți iei nonșalantă anticoncepționale pe care le înghiți fără nici cea mai mică, eu știu, bănuială sau teamă că ar putea crea cancer, cum, Doamne iartă-mă, aceeași penibil hormon, în momentul în care sunt într-o pilulă care este adresată tratamentului de substituție hormonală, devin dintr-o dată niște monștri, niște demoni care nu fac decât cancer. Și chiar și așa, din ce știu eu, apare în discuție riscul de cancer de sân, pentru că pentru riscul de cancer genital, cel puțin eu știu că hormonii de substituție chiar protejează. Oferă protecție, dar exact. Chiar și așa, ecografia mamară, mamografia, toate dar astea pot să spunem, însoți terapia la lung, făcând aceste investigații, deci, tocmai pentru a depista orice în stadiu cât mai incipient. Deci nu numai că o însoțesc, dar gândiți-vă că până atunci organismul femeii a secretat hormonii estrogeni și dacă n-a făcut cancer de la hormonii estrogeni pe care i-a secretat, vorba aia, o viață întreagă, de ce ar face cancer de la hormonii estrogeni pe care acum îi primește dintr-o pilulă și care, culmea, de obicei dozele sunt mai mici decât, să spunem, secreția anterioară, hormonală, naturală a femeii. Adică dacă n-ai făcut cancer de sân de la hormonii tăi, nu o să faci nici de la pilulă, iar pentru restul cancerilor, exact cum spui, este factor de protecție, însă ceea ce face la nivel de sănătate a întregului organism,
ceea ce face la nivel de, nu numai a sistemului osos și a celui cardiovascular, dar acum că tot ai început tu discuția despre sistemul nervos, hormonii estrogen sunt esențiali în funcționarea corectă a sistemului nervos. Adică nu sunt niște tulburări de dispoziție care pot fi, vezi, Doamne, trecute cu vederea și depășite cu voință. Deci nu e că nu ai voință, da? Apoi, din punct de vedere al metabolismului, lucrurile sunt dramatice. Și asta o simte, din păcate, fiecare femeie pe pielea ei, însă nimeni nu vorbește. Deci această conspirație a tăcerii pe mine mă scoate din minți. Păi, adică ajungi la 40 de ani, faci sport, mănânci sănătos și nu mai și slăbești. Te îngrași, da? Pentru că eu mă confund cu pacientele care vin și spun, nu mai funcționează nimic. Păi, dragele mele, nu mai funcționează că n-aveți voi voință, nu mai funcționează pentru că tot metabolismul este efectiv, nu că încetinit, este ca și cum ai trage frâna de mână. Hormonii estrogeni nu funcționează de unii singuri. Că și aici lucrurile trebuie explicate. Știi că sunt femei care zic, vai de mine, ar trebui să beau apă, să mă hidratez ca să am, pentru că am pielea uscată și buzele nu știu cum. Hai să fim serioși. Deci nu cantitatea de lichide îți fac pielea frumoasă, ci estrogenul care ține apa în celule și apoi hormonul suprarenal, ADH-ul, care ține efectiv hormonul antidiuretic, el este responsabil de gradul de hidratare al corpului tău. Deci haideți să încetăm cu bazaconile astea, că nu mănânci corect și nu te hidratezi corect și de-aia arăți cum arăți. Pentru că nu e o chestiune de voință sau de informație, este o chestiune de echilibru hormonal. Estrogenii sunt conectați direct cu tiroida. În momentul în care și femeile care nu rămân însărcinate știu, în momentul în care e o disfuncție tiroidiană, automat nu mai poți rămâne însărcinată, da? Deci iată, nu numai ovarul, să zic, și tot efectul estrogenilor este problematic când scade secreția sau dispare cu totul, ci glanda endocrină nu mai funcționează. Și atunci tot ce înseamnă metabolism s-a făcut praf. În momentul în care vorbim iarăși de estrogen și de sistemul nervos, trebuie să înțelegem că, din nou, tulburările de dispoziție sunt poate sunt vârful icebergului, da? Însă apar pierderi de memorie grave, apar efectiv scăderea randamentului intelectual. Adică, și vorbim acum de persoane care au cariere îndelungate, la 40 de ani nu te poți pensiona. Exact, și femei tinere. Și atunci, ce vreau să vă spun este că în momentul în care nu mai avem acești estrogeni, organismul se descompune la modul propriu, ca la un roboțel din acela care îl vedem în filmele SF, ne facem bucăți. În momentul în care lucrul este, cum să zic, fenomenul este cu un impact asupra întregului organism și nu rămâne organ sau celulă neafectat, în momentul în care nu numai sănătatea noastră, dar tot ce înseamnă funcționarea noastră în viața de zi cu zi, este pusă pe butuci, atunci vin și întreb, exact ca un copil sau ca o persoană, ca stupid me, Doamne iartă-mă, de ce ați avea nevoie, nu ca să vă convingă, ci ca să vă facă să luați o pilulă care conține acel hormon, să o înghițiți și să vedeți culmea de pe o zi pe alta, că asta e frumos în momentul în care noi încetăm să mai credem că echilibrul hormonal se realizează cu voință. De pe o zi pe alta nu e nevoie mai mult de 12 ore, ca organismul dintr-o dată este miracol. Ai pus picătura magică și a doua zi ești alt om. Ca și cum ai pune sare în mâncare. Fără sare în mâncare. Este mai ceva decât atât. Deci este miraculos, la fel cum în momentul în care, atenție, în momentul în care noi nu mai aducem, și când vorbim de hormon, variantele sunt simple. Fie este vorba de o pilulă, da? Exact arată, să spun, folia respectivă ca o folie de pilule anticoncepționale, da? cu două culori de pastiluțe, unele cu estrogen și în a doua parte a lunii cu estrogen și progesteron, tocmai pentru că trebuie protejat și uterul. În momentul în care nu mai e acea pilulă, după 12 ore organismul tău nu mai are rezervă de hormon și apoi din nou descompunerea o simți, cum să vă spun, așa la modul de la o zi la alta cum își face prezența. Un alt aspect foarte important îl reprezintă tulburările de somn. Somnul nu mai este același, deci, în momentul în care se strică și automat intri într-un cer vicios, nu dormi bine și totul deci, totul se strică, se cea la vale, totul se strică, dar în același timp totul este cum remediabil
cu o simplă pilulă. Când vorbim despre pilule, din nou vreau să ieșim din această conspirație a pericolului și a demonilor care ne înconjoară. Lucrurile sunt extrem de simple. Adică, acolo unde vă spuneam, pentru diabetici, și de ce vorbesc de diabet? Pentru că eu, fiind medic diabetolog, provin dintr-o formare care are la bază sistemul endocrin, iar tocmai vă spuneam despre sistemul endocrin, toate glandele endocrine sunt conectate între ele. Glandele endocrine fac hormoni, hormonii nu pot fi aduși în organism, nici cu voință și nici cu alimente care, vezi, Doamne, au ei sau niște suplimente, sau suplimente alimentare, pentru că altfel le-am spune și pacienților cu diabet să mănânce cozi de cireșe sau să facă meditație la lună și poate, cine știe, fac niște insulină. Ori lucrurile astea nu mai sunt de actualitate în secolul 21, când avem hormonii care sunt sintetizați, iată, într-o pilulă și putem să înghițim. E, aici, ca să simplificăm lucrurile, că eu sunt o persoană extrem de practică și pragmatică în același timp, nu sunt 100 de milioane de variante. E adevărat că pentru a avea, să spunem așa, experiență în substituția hormonală, ar trebui să faci un stagiu, un fel de supra-specializare. Din păcate, în România n-ai cum, pentru că nu există, iată, experiență în domeniu. Din moment ce doctorii nu prescriu hormoni, pe cine am putea, unde am putea să mergem să învățăm, cine să aibă această experiență cu sute de paciente care să fie în urmărire și pe tratament de substituție hormonală. Menopauza ar trebui privită ca o condiție care trebuie abordată extrem de clar și de... Poate o supra-specializare doar pe asta, pentru că toate femeile se confruntă cu ea, adică... Da, și culmea este că, din punct de vedere medic, endocrinolog sau ginecolog, nici măcar nu e vreo filozofie. Adică, în momentul în care respectiva femeie are nevoie de un strop de estrogen, există trei variante. Fie o pilulă, care, bineînțeles, este luată în fiecare zi a lunii, fie o cremă cu estrogen, care se aplică zilnic, da? Deci totul este, avem nevoie în fiecare zi de acel hormon, și care înseamnă un tub cu o pompiță, sau sunt mai nou soluții alcoolice care conțin acel estrogen, și atunci tu, fie cu două apăsări de pompiță, fie cu două pufuri, care se dau pe piele. Adică este atât de simplu. De ce s-au adoptat și astfel de soluții sub formă de cremă? Pentru că în momentul în care persoana respectivă, nu știu, are alte tulburări asociate, adică, nu știu, are colesterolul crescut sau are o problemă de tromboză venoasă, sunt femei care au această circulație defectuoasă, atunci nu este niciun fel de efect secundar, pentru că estrogenii schimbă inclusiv coagularea sângelui, da? Deci tot organismul are, să zic, impactul lor este asupra întregului organism. Și atunci să n-ai niciun fel de efect secundar luat poate de o pilulă, inclusiv în momentul în care aplici o cremă sau un gel, nemai fi nevoie de metabolizarea hepatică pentru persoanele care au probleme cu ficatul, într-adevăr poți să n-ai niciun fel de efect secundar pe ficat. Sau, pentru o chestiune, pentru mai multă ușurință, există plasturi cu estrogeni care se aplică săptămânal și acel plasture, iată, mi se pare uluitor, eliberează treptat câte un miligram de estrogen în fiecare zi. Iar la capitolul dozaj, și aici lucrurile sunt extrem de simple, adică eu mă gândesc cum sunt pacienții cu diabet la care trebuie să le reglezi doza, să le mai dai o unitate sau două în plus sau în minus de insulină. Ei, dragile mele, aici la capitolul estrogen nici măcar nu sunt prea multe variante. Adică fie persoana respectivă mai are un pic de secreție de estrogen și asta înseamnă că încă mai are ciclu menstrual și doar apar niște tulburări de premenopauză, și atunci se dă doză minimă, adică 0,5 mg de estrogen, fie deja simptomele de menopauză se instalează și aici ai de ales între două variante. Fie varianta de 1 mg de estrogen, fie de 2 mg de estrogen pe zi. Iar dacă este o doză prea mare, nici măcar nu trebuie să spună medicul, pentru că o simți imediat și asta, na, dacă tot e un lucru, un avantaj din așa ceva, are efect imediat asupra sânilor, adică sânii cresc și se întăresc. Deci în momentul în care aveți o doză mai mare de estrogen, și asta o simțiți ca cu toate, ca la ciclul menstrual, deci nu este niciun fel de, cum să vă spun, nu este un lucru care să nu puteți să-l percepeți cu organismul vostru, înseamnă că este un pic cam mult, dacă vă place, poate mai bine, dar între 1 mg și 2 mg de estrogen pe zi, nici măcar nu ai, cum să vă spun, prea multe dubii. N-are ce să nu ți se potrivească. Vorbeam de suplimentele cu plante. Oamenii sunt tentați să uite că de fapt e o soluție foarte simplă. Absolut, și da. Sunt tentate să apeleze la tot felul de tincturi, tot felul de extracte de plante despre care se presupune că ar pentru stimula producția și ar regla sistemul hormonal.
Cât de adevărate aici, sunt aici, aceste din nou suntem credințe? Nevul mediu din punct de vedere informației. Ce trebuie să înțelegem? Că echilibrul hormonal nu poate fi influențat, așa să spun, aleator sau prin soluții improvizate. În momentul în care un organ, cum este ovarul, care este un organ endocrin, nu mai secretă hormoni, poți să stai și în cap, poți să mănânci și, eu știu, crăițe sau zmeurică, nu are cum acel organ să înceapă din nou să secrete hormoni. Însă, din păcate, femeile care apelează la aceste metode o fac în dorința de a obține măcar iluzoriu o îmbunătățire a simptomelor, acolo unde, din nou revin, medicii nu le oferă niciun fel de soluție. Și de ce, din nou, sunt supărată pe colegii mei doctori? Pentru că în momentul în care ei nu prescriu astfel de tratament, nici farmaciștii nu importă produsele. Adică suntem într-o... Aici nu mai e conspirația tăcerii, este conspirația proștilor, pentru că în momentul în care tu nu prescrii, femeia nu se duce să-l cumpere din farmacie, omul ăla n-are de ce să-l țină pe raft. Adică ce asistăm în prezent, anul acesta trecut, pe rafturile farmaciilor mai este niciun fel de produs de substituție hormonală și atunci și să vrei să prescrii cuiva, nu are cum să și-l procure. Culmea este că acum 5 ani, 7 ani existau astfel de produse și ușor, ușor ele au încetat să mai fie importate pentru că nimeni nu le cumpăra. Deci suntem într-un cerc vicios care trebuie odată rupt și trebuie să vorbim despre lucrul ăsta. Da, puținele femei care fac substituție hormonală și cu siguranță sunt o mulțime de doctorițe care știu asta, își procură pilulele din străinătate sau, culmea, folosesc pilulele contraceptive care sunt pe piață, însă fac tot felul de artificii să ia numai o anumită parte din acele pilule, să le micșoreze dozele, pentru că altfel o cutie de pilule adresate efectiv substituții hormonale, din păcate, în farmacie nu mai există. Voiam să te întreb legat de grăsime. Ai spus că ovarul secretă estrogen, dar știu că se secretă și în grăsime. Persoanele mai plinuțe sunt mai protejate din punctul ăsta de vedere? Păi, din păcate... Adică se pot la ele... Vorbesc în contextul slăbirilor excesive. Asta e o problemă, pentru că în momentul în care cineva ține o cură de slăbire, vrea să ajungă la o secțiune, la silueta ideală, ajunge, pierde și din grăsime, grăsime care la un moment dat ar putea și ea să contribuie la... Da, numai că la capitolul, dacă ne dorim, adică aici sunt un fel lucrurile, să spun, să bat cap în cap. Toate femeile își doresc să fie mai slabe, niciun caz mai grase, iar în momentul în care se știe foarte clar, în momentul, de exemplu, când avem de-a face cu o persoană care este anorexică, în momentul în care slăbești foarte mult, se întrerupe ciclul menstrual, tocmai pentru că, iată, la gradul acela de dispariție a celulelor adipoase, tot echilibrul hormonal este dat peste cap. Paradoxul este că în momentul în care ești o persoană, să spunem, care ai ceva adipocite, pline cu grăsime, chiar și la tine secreția de estrogen prin înaintarea în vârstă va scădea și nu te va încânta niciun fel că vei deveni din ce în ce mai grasă. Pe sistemul lasă că cu cât mai grasă, cu atât mai frumoasă și mai sănătoasă, că ce bine că îmi face grăsimea mea hormon. Nu. Deci lipsa de estrogen este dramatic resimțită chiar și de persoanele corpulente, pentru că și ele, să zic așa, în raport cu cantitatea de estrogen pe care o aveau, cu siguranță premenopauza le scade nivelul și se vor îngrășa mult mai tare, însă insuficient pentru a suplini din acele adipocite producția de estrogen necesară organismului lor. Deci nu, a fi gras nu este o soluție, din păcate, iar în momentul în care vorbim de efectele care sunt asupra întregului organism, trebuie să ne dăm seama că exact ca la un mecanism, ca la o mașină, când s-a stricat o piesă, ea este prinsă într-un angrenaj. Și atunci, cu cât așteptăm mai mult ca toată mașina și tot motorul să se strice, cu atât, aș spune, nu mai putem face nimic dintr-o mână de fiare care nu mai funcționează între ele. Ce este important de știut este că nimic nu este pierdut. Și lucrul ăsta trebuie, din nou, mesajul transmis extrem de clar. Am văzut fete care au avut intervenții în sfera genitală și care au fost, cărora li s-a indus indirect o menopauză extrem prematură și care n-au beneficiat de substituție hormonală, cu atât mai grav și mai trist, adică o fată care are până în 30 de ani, care nu mai are, nu știu, dintr-un motiv chirurgical, nu mai are ciclu menstrual, ea n-are cum să fie lăsat de la nici 30 de ani să se facă bucăți și să se descompună pentru că nu i-au fost date pilule de estrogeni. Și atunci, în acest context, trebuie văzut că
Și dacă au trecut niște ani în care, eu știu, sunt poate femei care, la care deja menopauza s-a instalat, care până în prezent, chiar dacă și-au pierdut și hidratarea pielii și părul și s-au îngrășat și au toate simptomele, să spunem, de menopauză, asta nu înseamnă că dacă de astăzi încep să ia hormonul să aibă beneficii. Bineînțeles, adică ce vreau să spun este că nu considerați că e prea târziu pentru voi, ci faceți-o începând de azi, nu de mâine, pentru că acea doză mică de hormoni imediat pune organismul, îl revigorează și îi dă o viață nouă. Și atunci nu uitați că este suficient o zi în care să nu aveți miligramul ăla de estrogen și lucrurile să se strice. Deci faceți-o ca un fel de demers personal, ca un fel de, nu știu, întreținere. Exact, autodidact, este o igienă a vieții, nu puteți trăi o zi fără estrogen, pentru că aia ar însemna o descompunere iminentă. Și atunci nici măcar nu mai fac apel la doctori. Fac apel la femeile care știu că întotdeauna le sunt puternice și găsesc soluții la orice. Puneți mâna și găsiți hormoni, indiferent din ce țară, indiferent prin ce metode, pentru că, nu știu dacă să-l numesc paradox, normalitatea în restul Europei este una, aș spune, care nu mai trebuie explicată, da? Hormonii pentru substituția hormonală, cremele și plasturii cu hormoni, costă în străinătate ridicol de puțin. Toți sunt susținuți de casele de asigurări de sănătate, adică și la noi, iată, există în sfârșit, nu știu, cred că de câteva luni pe piață un produs din acest alcoolic cu estrogen și costă ceva, nu știu, 40 și ceva de lei un tub care se ajunge o lună. Adică trebuie să fie ridicol de ieftin. De ce? Pentru că femeile au nevoie de aceste produse pentru tot restul vieții lor și trebuie să fie un tratament care să fie foarte, cum să spun, atât de ieftin încât să fie o normalitate. Trebuie să fie precum spălatul pe dinți și în fiecare zi. Și totuși testele acestea, evaluările anuale la care trebuie să meargă femeile, respectiv analize, consult ginecologic, senologic, astea sunt de ajuns pentru a garanta că acești... Absolut. Deci nu e nicio... Deci nu trebuie ceva suplimentar. Trebuie să ai grijă de tine ca femeie, exact cum ai făcut-o și anterior, pentru că de ce să nu recunoaștem această mamografie și tot ce înseamnă ecografie de sân, ele sunt recomandate deja ca examen anual femeilor după 40 de ani, deci nu schimb cu nimic, să spun așa, atitudinea și comportamentul legat de prevenție și de, eu știu, sănătatea ta. Însă, fără hormon este dramatic și lucrurile acestea trebuiesc probabil suficient de mult repetate până când reușim să ieșim din acest întuneric, pentru că eu îl consider un întuneric, adică să fac o paralelă este exact, dacă vreți, îndoctrinarea și informarea negativă asupra răului care vine din mâncare și la care am asistat neputincioasă an la rând, da? Până când oamenii au zis numai gata, ajunge. Așa este vorba și despre tot ce înseamnă terapia de substituție hormonală. Cu cât nu vorbim despre ea, cu atât pare că este o grozăvie acolo unde de fapt este un gest banal și o grijă obligatorie pe care trebuie să o ai tu pentru tine, pentru că altfel, din păcate, dacă doctorii nu au, asta nu te scutește și nu te încălzește cu nimic, că n-ai avut un doctor ginecolog să-ți prescrie acești hormoni, asta nu te încălzește cu nimic, pentru că tot ce se întâmplă este se strică organismul dramatic și culmea nu iremediabil, dar procesul acesta, sau mă rog, panta aceasta ca într-un mountain rus, da, dacă căderea aceasta în gol poate fi oprită. Și poate fi oprită așa, cu o pilulă. Și ar trebui, apropo de slăbire și de tot subiectul nostru favorit, ani de zile și de îngrășare, acum femeile după 40 de ani, clar, se îngrijesc mai mult, știu ce să mănânce, merg la sport. Lipsa asta de estrogen poate să le împiedice să-și atingă obiectivele mult mai ușor, deși sunt foarte conștiincioase? Categoric. Deci, adică nu este întâmplător în momentul în care spunem la fiecare decadă, la fiecare 10 ani, să spun așa, aportul caloric trebuie să scadă cu măcar 10% doar ca să te menții, dar în momentul în care dispar și estrogenii, adică se produce un fel de încetinire gravă a metabolismului și atunci nu numai că din ceea ce cu ceea ce mâncai înainte ajuns să te și îngrași,
dar și distribuția grăsimii se schimbă. Se acumulează în zona abdomenului. În, în zona abdomenului, adică ne comportăm, dacă vreți, exact, adică ajungi să ai profilul și toată simptomatologia și bolile de risc ale bărbaților, pentru că o femeie fără estrogen ajunge să fie, dacă vreți, între ghilimele, să se comporte asemenea unui bărbat, adică se pune grăsime pe burtă, se pune grăsime în jumătatea superioară a corpului, crește riscul de diabet, de colesterol în sânge, de boli cardiovasculare, adică nu ne ajunge că toată viața am avut, să spunem așa, un, o genetică care a fost inferioară bărbaților, acum, iată, după 40 de ani asta ne mai lipsește, să mai primim și modul lor de, dacă vreți, de... eu știu, nu comportament, ci mai degrabă comportament în fața bolii. Adică nu avem nevoie ca, iată, să ne mai fie pus în cărcă și riscul de boli cardiovasculare, că destul că le avem pe ale noastre. Plus că investim foarte mult în cosmetice, investim în șampoane, investim... Da, deci asta mi se pare cel adică mai drăguț. Adică investim foarte, foarte mult în a ne menține aspectul cât mai fresh, cât mai tânăr și, dar, deci, uite, asta acest element... Asta mi se pare foarte drăguț, că vă spuneam, toată lumea este îngrijorată că nu se hidratează suficient ca să aibă o piele frumoasă. Săracele de ele, fetele, femeile, dau vina, iată, pielea uscată pentru ele înseamnă o, eu știu, o nutriție neadecvată, când de fapt este o chestiune strict de hormoni. Și ceea ce este amuzant este că, fără ca noi să știm, să știți că în toate cremele care cu adevărat au efect asupra pielii, acolo sunt puși hormoni estrogeni. Adică ele nu sunt miraculoase față de altele, ci efectiv au această, acești hormoni care sunt miraculoși. Iar în momentul în care vorbim de calitatea părului și de tot ce înseamnă nu doar siluetă, dar aspectul unei femei, ce pot să spun e să mă întorc la cuvintele profesorului meu endocrinolog, pentru că asta mi se pare interesant. Eu când am avut stagiul de endocrinologie, era anul 1990 și un pic, 93 poate, de atunci, de la stagiul meu de endocrinologie, se spunea clar, o femeie, două femei care sunt la menopauză, una care ia hormoni și alta care nu ia, la distanță de câțiva ani, dar nu mai mult de 2-3, cea care ia hormon va arăta precum fica celeilalte. Și atunci lucrul acesta trebuie să fie, cum să vă spun, mai mult decât întristător. Nu se poate să renunțăm cu nonșalanță la un lucru atât de important pentru viața unei femei. Adică hormonii sunt cei care ne dau frumusețea, feminitatea, sănătatea, iar în momentul în care îi avem într-o pilulă, nu văd de ce argument am avea nevoie ca să apelăm la ea. Deci chiar trebuie... V-am spus, nu știu, pe vremea aceea nu puteam să fiu specialistă în așa ceva, însă din moment ce profesorul Coculescu știa din anul 1990 și un pic că hormonii sunt soluția și o considera o normalitate, cum, Doamne iartă, m-am ajuns ca în 2018 să punem un semn de întrebare. În condiții în care toate țările din Europa le au... Deci asta este o chestiune care este, da, care este de sănătate publică, da? Și de igienă a vieții de zi cu zi. Mihaela, îți mulțumim foarte mult și sper că le-am inspirat pe femei, dacă măcar să ducă să facă așa un pic de push în cabinetele medicilor, da, și să întrebe frumos, mai multe, da, exact. Noi mai dacă multe cerem ca și pacienți, la un moment dat doctorii plus vor fi acum obligați. Lumea călătorește foarte mult și deja nu, lucrurile astea sunt mult mai accesibile decât erau când nu puteam călători. Și cu siguranță, dacă noi cerem farmaciștii, dragii de ei, de ce ei sunt la, cum ar veni, ei sunt speranța noastră, ori să înceapă să importe, pentru că nu e nicio filozofie. Se duc fetele la farmacie și iau pilula contraceptivă fără niciun fel de recomandare a medicului. Haide să fim serioși. Și pentru hormonii acestea de menopauză suntem în aceeași situație. Nu avem nevoie de o filozofie în spate, avem nevoie doar de dorința de a-i lua și de a ne fi bine. Ela, mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi și sper că v-am inspirat, pentru că până la urmă cu toții ne dorim să fim cât mai sănătoși, cât mai multă vreme și până la urmă ne dorim să facem acele lucruri care chiar funcționează, să nu ne mai pierdem timpul și banii aiurea cu lucruri care, despre care credem că ar putea da rezultate, dar din păcate nu dau. Mulțumim frumos!